Creșterea temperaturilor a determinat municipalitatea să ia câteva măsuri specifice împotriva caniculei. Astfel au fost identificate mai multe zone de trafic intens din Drobeta, Turnu Severin, unde au fost montate corturi cu dozatoare de apă rece. De astăzi suntem în funcțiune 11 puncte de prim ajutor. Da. La acesta de la DAS e funcțional, înțeleg, de azi dimineață, a fost folosit, nu? Da, și ieri și astăzi a fost folosit. Noi folosim în permanență cortul, avem apă la dispoziția persoanelor care ne vin în curte, aer condiționat pentru cort, deci... De când intrăm și cu asistență medicală? Cu asistență medicală, dacă codul portocaliu va fi prelungit, probabil de săptămâna viitoare vom avea și asistență medicală din aparatul propriu de la... Câte avem acum în oraș? În oraș avem 9 cu 2 la 11 puncte de prim ajutor. Da, dotate toate cu apă, cu aer, toate sunt dotate cu aparate răcitor, pahare de unică folosință, majoritatea au aer condiționat, mai puțin piețele că nu avem posibilitate. Și cele două puncte de la Strandul Schela, în rest, toate au aer condiționat. Primul cod portocaliu de caniculă le-a dat bătăi de cap severinenilor, astfel municipalitatea a luat câteva măsuri împotriva temperaturilor ridicate. Au fost astfel montate pe raza orașului 11 puncte de prim ajutor. Acestea sunt dotate atât cu dozatoare cu apă rece, cât și cu aparate de aer condiționat. De asemenea, în actualul context meteorologic, primăria municipiului Drobeta Turnu Severin face o serie de recomandări cu caracter general pentru reducerea pe cât posibil a disconfortului cauzat de caniculă. Avem 11 puncte de prim ajutor în toate zonele aglomerate din municipiul Drobeta Turnu Severin, autogară, piețe, târgu veteran, la ștrandul municipal, la primărie, direcția de impoziție și taxe, direcția de asistență socială. Sunt puncte de ajutor dotate cu unele chiar cu aer condiționat, apă rece, pahare de unică folosință. Și dacă de săptămâna viitoare continuă acest cod, vom asigura și asistența medicală. Avem posibilitatea pentru că intră copiii în școli și putem lua de la școli, de la licee, putem lua asistente medicale și să le aducem la punctele de prim ajutor. Sperăm că ne va lăsa această vipie și vom putea de săptămâna viitoare să păstrăm doar corturile. Pornim și fântânile arteziene în tot orașul, acolo... Da. Toate fântânile, să dăm cât de cât o anumită răcoare, dar eu personal sfătuiesc cetățenii municipiului Drobeta Turnu Severin ca între orele 11 și 5 după amiază să nu circule, mai ales cei care au probleme, să știu, cu probleme medicale. Din câte înțeleg, astăzi temperatura în Drobeta Turnu Severin va ajunge undeva pe la 39, dacă nu chiar 40 de grade. Pe vreme de genul ăsta este clar indicat să nu ieși din casă. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, mai ales în cazul în care va fi prelungit codul portocaliu de caniculă, săptămâna viitoare severinenii vor beneficia și de asistență medicală pentru măsurarea tensiunii sau chiar pentru acordarea unui prim ajutor de urgență atunci când va fi cazul. Asistența medicală se acordă dacă codul portocaliu va persista. Noi deja am stabilit acest lucru, iar de săptămâna viitoare probabil toate punctele vor beneficia de asistență medicală pentru măsurarea tensiunii arteriale, pentru acordarea unui prim ajutor de urgență. De asemenea, reprezentanții Direcției de Asistență Socială din Drobeta Turnu Severin informează severinenii că se vor lua o serie de măsuri speciale care să-i protejeze față de efectele temperaturilor ridicate din această perioadă. Având în vedere că noi lucrăm foarte mult cu publicul și permanent avem beneficiari în curtea instituției, consider că sunt de importanță maximă aceste puncte de lucru care să ofere cetățenilor un moment de răcoare, dacă vreți, în această perioadă, un pahar cu apă rece, pentru că, așa cum știți, persoanele care circulă în această perioadă nu sunt doar tinerii, și sunt și persoane vârstnice cu probleme de sănătate. Corturile cu dozatoare cu apă rece vor fi puse la dispoziția severinenilor în zonele piețelor agroalimentare, Târgul Veteran, ștrandul municipal, autogară, în zona primăriei, Direcției de Impozite și Taxe Locale și Direcției de Asistență Socială din municipiul nostru.